Bună seara, bine v-am găsit la jurnalul Accent TV. Iată care sunt principalele știri ale zilei. O femeie din Mușetești a împlinit numai puțin de 105 ani. Un lider sindical din complexul energetic Oltenia este din nou în grevă. Ion Călinoiu mai este încă în funcție cu ajutorul unui document fals. Elevii de liceu au început simularea examenului de bacalaureat. A împlinit 105 ani și a fost sărbătorită cu mare fast. Este vorba de o bătrână din comuna Mușetești, mama Dochia, a cărei zi de naștere a fost un prilej de bucurie atât pentru sărbătorită, că și-a văzut curtea plină de rude, cât și pentru autoritățile locale. Pentru că este cel mai vârstnic localnic din comună, Dochia Bălăi a fost răsplătită de autoritățile din Mușetești cu suma de 10.000 de lei. Mama Dochia, așa cum îi spun rudele, dar și locuitorii comunei Mușetești, a împlinit 105 ani, dar acum își amintește cu greu ce vârstă are. Știi câți ani ai făcut? Nu știu. 105 ani. 5 ani. Mulți înainte. Mulți înainte. Mulțumesc să trăiești. Deși greutățile vieții au încercat-o încă din tinerețe, iar de 3 decenii a rămas văduvă, mama Dochia a răzbit și a ajuns la 105 ani, ajutându-și fiul ca o mamă adevărată. A fost supărată din calea afară. Tata a murit de acum 28 de ani. A fost în război 9 ani de zile și mama a fost singură. Și m-a crescut pe mine, m-a întreținut. Duminică de dimineață, nepoți, strănepoți și alte rude ale bătrânei au umplut curtea Dochiei Bălăi pentru a o sărbători. Nu este de mirare că mama Dochia a ajuns la vârsta de 105 ani, ea avându-și rădăcinile într-un neam longeviv. Bunicul a fost invalid de război, împușcat în gât și cu toate acestea a trăit 98 de ani. Fratele lui Moica, tatăl meu. Pentru că este un exemplu pentru tot satul, primăria a premiat-o pe mama Dochia cu 10.000 de lei. Mulțumim, muică Dochia, că existi și prin naturalețea chipului dumneata vedem un român adevărat. Din partea mea personală, din partea Consiliului Local, din partea cetățenilor din comuna Mușetești, îi dăruim lui mama Dochia un tort, așa cum i-am spus la anul să-i schimbăm cifrele, o floare dătătoare de sănătate și o sumă, să zicem noi, modică, în valoare de 100 de milioane bani de-ai vechi. Localitatea Mușetești a mai avut și alți cetățeni ce au depășit pragul vârstei de 100 de ani. Sindicalistul Gheorghe Peptan a intrat din nou în greva foamei în fața sediului Complexului Energetic Oltenia. Acesta protestează prin înfometare, fiind sigur că sediul social al companiei va fi mutat în cele din urmă la București. Peptan spune că va renunța la protest numai dacă mai mari companiei, dar și Ministrul Energiei, vor încheia un protocol prin care se vor angaja că sediul social al companiei energetice va rămâne la Târgu Jiu. Gheorghe Peptan s-a postat luni în fața sediului Complexului Energetic Oltenia înarmat cu pancarte încă de la primele ore ale dimineții. Peptan a mai protestat și luna trecută tot pentru păstrarea sediului companiei la Târgu Jiu alături de liderii din Sindicatul Mine Energie Oltenia. Am recurs la acest protest deoarece avem incertitudine cu mutarea sediului de aici, întocmirea listelor de disponibilizare, așa cum menționam înainte, și ei nu recunoșteau că 2.000 de salariați vor urma să fie disponibilizați, s-au făcut pe criterii politice, prietenii cu metrii, dar sunt protejați Sindicatului Federației Naționale Mine Energie, care nu sunt să regăsesc nici pe această listă. Peptan spune că nu va renunța în orice condiții la protestul prin înfometare. Până nu garantează prin protocol scris, domnul director general, ministrul energiei, domnul Grigorescu și toate organele abilitate, chiar și din partea primului ministru. Sindicalistul a spus că în această perioadă se află în șomaj tehnic, astfel că nu a încurcat în vreun fel activitatea în unitatea în care lucrează.
Agenția Națională pentru Integritate are suspiciuni de fals în dosarul în care Ion Călinoiu este acuzat de incompatibilitate. Este aproape un an de când ANI a făcut raport privind sumele câștigate ilegal de Ion Călinoiu și câteva luni de când juriștii prefecturii nu pot decide dacă trebuie sau nu să îi înceteze mandatul. Motivul? O confirmare de primire a raportului ANI eliberată de Poșta Română asupra căreia planează suspiciunea de fals. Ion Călinoiu avea termen 15 zile pentru a contesta raportul ANI în instanță. Călinoiu a contestat prima dată pe 25 iunie 2015, dar a pierdut pentru că nu a timbrat acțiunea. A făcut o nouă contestație pe 17 iulie, punând la dosar un înscris cum că ar fi ridicat raportul de la poștă pe 1 iulie, adică la o săptămână după prima contestație. Nu ați intrat în posesia documentului de la ANI? Va veni prin poștă, la certificat personal? Cum este? Deci prin poștă, evident, cum să ridic personalul. Dacă era să mă ocup de acest raport, nici n-am fost în cunoștință, trebuia să mă duc să dau o explicație înainte de întocmirea lui. Am știut de reclamații, a fost adunate din toate părțile activitățile pe care le-am desfășurat, care se conduc la incompatibilitate. Nu m-a chemat, nu m-am dus. Agenția Națională pentru Integritate are suspiciunea că documentul prin care Călinoiu atestă ridicarea raportului pe 1 iulie este fals și a sesizat parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Până la soluționarea cauzei penale, Prefectura Gorj așteaptă noi precizări de la ANI dacă trebuie sau nu să îi înceteze mandatul lui Călinoiu. Am purtat în permanență o corespondență cu Agenția Națională de Integritate și am solicitat anumite clarificări, deoarece este o problemă juridică complexă și noi dorim să reacționăm și să luăm o decizie în cunoștință de cauză. Mai mult decât atât, nu dorim să ne substituim și nici nu putem să ne substituim sub nicio formă justiției, dar nici nu dorim să ne depășim competențele. Călinoiu este acuzat că a câștigat câteva sute de lei ca expert pe două programe finanțate din bani europeni, deși legea nu îi dă dreptul să aibă astfel de surse de venit. Dacă va fi declarat incompatibil, nu va mai putea ocupa funcții publice timp de 3 ani. Deputatul Mișcării Populare Gorj, Scarlat Iriza, acuză blaturile politice deja existente la nivelul județului pentru alegerile locale din acest an. Iriza a declarat că singurul partid ce face opoziție este Mișcarea Populară, dar și că anumite organizații ale PSD Gorj și din teritoriu sunt varză. ALDE este remorca fidelă a socialdemocraților gorjeni, a declarat deputatul Scarlat Iriza. Acesta arată cu degetul acuzând PSD-iștii și reprezentanții ALDE Gorj de înțelegeri politice la rovinari. PSD-ul e varză la rovinari și automat candidatul lui ALDE va fi susținut de PSD. Deci ALDE va candida în alegeri locale și parlamentare la remorca Partidului Social-Democrat. Ai zis ALDE, ai zis PSD, ai zis UNPR, ai zis PSD. În același context, Iriza a afirmat că nu există partide politice care să facă opoziție în acest moment altele decât Mișcarea Populară. Astfel, rezultatele alegerilor locale ar putea fi anticipate în anumite localități din Gorj, având în vedere așa zisele blaturi, dar și protocolul PSD-ALDE-UNPR. Singurul partid de opoziție, în momentul de față în Parlamentul României, este Mișcarea Populară și domnul președinte Traian Băsescu. Dacă PSD va susține la rovinari candidatul ALDE la Motru, va fi invers, acolo fiind susținut candidatul social-democrat Cosmin Morega. Dorin Pârcălăboiu, fostul președinte UNPR Târgu Jiu, a trecut cu toată organizația la ALDE. Acesta a fost prezentat de către conducerea ALDE ca fiind noul președinte al organizației municipale. Conducerea ALDE Gorj a anunțat noi nume de politicieni care au venit în cadrul organizației. Domnul inginer Tudor Pârcălăboiu, știți lucrul ăsta, a fost președintele organizației municipale UNPR și odată cu formarea echipei de la ALDE a decis și cu toții au venit alături de ALDE. Dorin Pârcălăboiu are planuri mari în privința organizației municipale pe care vrea să o întărească și mai mult în perioada următoare. La inițiativa domnului profesor Tașcău și a domnului senator Dian Popescu am hotărât să preia organizația municipală Târgu Jiu ALDE
și să formăm un birou politic puternic care să poată să obțină un rezultat bun la alegerile locale de anul acesta. Biroul l-am format, o să vi-l facem public la momentul potrivit. În privința zvonurilor de la Motru, Dian Popescu spune că ar vrea să meargă pe o echipă Dobrică-Petrescu pentru primărie. Dobrică este o intenție a ALDE la candidatură, ca și domnul Petrescu. Domnul Dobrică și-a exprimat dorința, am luat-o în calcul foarte serios. Vom face analiză în 3 zile și săptămâna viitoare vom comunica și candidatul ALDE Motru. Ca să terminăm o dată cu speculațiile și ale domnului Petrescu, care văd că iasă în presă fără aprobarea partidului. Am zis că vom face o analiză și vom vedea. Domnul Dobrică este, în schimb, o variantă viabilă în acest moment și pentru primăria Motru. Sperăm, poate reușim să facem chiar o echipă Dobrică-Petrescu. Conducerea ALDE Gorj anunță în continuare că vor veni și alți politicieni importanți. Elevii din clasele a 11-a și a 12-a au început simularea examenului de bacalaureat. Prima probă, cea de la limba și literatura română, le-a dat mari bătăi de cap elevilor. Vestea bună este că notele nu vor fi trecute în catalog, scopul simulării fiind evaluarea stadiului de pregătire al elevilor. Subiectele pentru simularea la nivel național a examenului de bacalaureat sunt diferențiate în funcție de profil și specializare. La clasa 11-a, subiectul principal a fost basmul, în timp ce la clasa 12-a a fost caracterizarea unor personaje dintr-un roman. Elevii au apreciat dificultatea subiectelor în funcție de cât au învățat. A fost ok pentru mine, adică am avut emoții, sincer, pentru că totuși urmează un examen de bacalaureat și trebuie să ne pregătim pentru el. Dar cred că voi obține o notă destul de bună, cel puțin asta îmi doresc. Limba română? Da. Basmul? Nu, la subiectul al treilea ne-a picat relația între două personaje dintr-un roman psihologic. Și acolo, într-adevăr, nu am scris foarte mult, dar m-am descurcat. Mie mi s-a părut relativ ușor, adică clasa 12-a. Profil Mate Info, adică profil real. Am avut de ales la subiectul 3, de care toată lumea e speriată între a caracteriza personajul principal din Ion sau Enigma Otiliei. Eu am ales Ion, mi s-a părut chiar ok. Mă așteptam la ceva mult mai greu, dar sunt mulțumită, sper să vă rezultat un rezultat bun. Mă pregătesc de anul trecut, dacă e așa, dar pentru subiectul 3 m-am pregătit sincer decât în ultima perioadă, pentru că e un pic mai complicat și sunt anumite detalii care trebuie învățate, consider eu, mai la sfârșit. Dacă la clasa 11-a și a 12-a elevii au învățat și nu prea, la clasa 8-a, un singur elev din Târgu Jiu a reușit să obțină media 10 la simulările evaluării naționale. Băiatul este elev al școlii Constantin Savoiu din Târgu Jiu și este olimpic național încă din clasa a 5-a. Este îndrăgostit de matematică și de informatică. La ambele discipline a participat constant la etapele naționale ale acestor olimpiade, dar și este foarte bun și pe fizică, pe chimie, pe orice. Este un elev care învață constant la toate disciplinele. Calendarul simulărilor la bacalaureat continuă miercuri cu proba obligatorie a profilului și joi cu proba la alegere. Rezultatele vor fi comunicate elevilor în data de 18 martie, însă notele nu se trec în catalog. În ultima perioadă, tot mai mulți români se întorc în mediul rural pentru a-și dezvolta o afacere. Ion Chierciu este un cioban din Crasna care are în acest moment un număr impresionant de oi. Ciobanul spune că afacerea este destul de profitabilă, chiar dacă în trecut au fost momente când s-a gândit să abandoneze afacerea de familie. Creșterea oilor pentru carne poate fi o afacere de succes dacă sunt îndeplinite câteva condiții, cum ar fi asigurarea unei hrane care să contribuie la dezvoltarea efectivelor. Cum se vede, prezent la activitate eu, asta este. Asta la treabă. Da. Și cum merge treaba? Spuneți-ne ce probleme întâmpinați în perioada aceasta, dacă sunt ceva probleme pentru crescătorii de oi. Deci în momentul de față, prima problemă care apasă la toți fermierii este că subvențiile s-au întârziat, oamenii au rămas fără bani, majoritatea din ei sunt fără bani și nu știu cum să-ți mai achiziționeze, baza a fost frajeră. Nu știu din ce motive s-a îngreunat întârzierea acestor subvenții.
Și pe lângă asta ar fi și desfacerea, care o să fie, cred eu, tot la fel de greoaie ca anul trecut. Și din ce în ce văd că ramura asta, creșterea oilor, se îngreunează dacă nu se face ceva acolo la nivel înalt. Există și situații în meseria de oier când ai ocazia să dai nas în nas cu ursul sau cu lupul. Ion Chierciu are 8 ciobani care au grijă de oi. Ar trebui să oamenii care sunt în Ministerul Agriculturii, oamenii, slavă lui Dumnezeu, avem ministru care a fost la Bruxelles, avem pe domnul Cioloș, prim-ministru, care a trăit și știe ce înseamnă zootehnia, ramura asta agricolă, fiind și comisar european acolo, cred că ar trebui să se adune toți la masă împreună cu Federația Crescătorilor de Ovine, să găsească soluții benefice și de o parte și de alta, adică și statul român să câștige, dar și fermierul să nu întâmpine greutăți. Fiica Valeria Chierciu ne-a spus cum pregătește brânza. Vara când mergem la munte, preparăm brânza. Adică mulgem oile, dăm cheag la lapte, facem brânză, din brânză apoi rezultă urdă. Din zăr, zărul îl fierbem și din zăr facem urdă. Brânză, smântână, iaurtul. Sau nu mergeți doar pe... Ba da, facem și brânză, facem și smântână, facem și iaurt, caș. Ion Chierciu este cel care pregătește cel mai bun tocan de oaie. Și un tocan delicios, trebuie să avem o carcasă bine finisată, un animal sacrificat gras, curând, spuzător pentru acest produs. Deci, odată ce e sacrificat animalul, trecem la prepararea tocanului, adică îl secționăm, îl tocăm, îl băgăm la caldare cu său rezultat după oaie, oaia trebuie să fie foarte bine, să fie grasă, se bagă la fiert, se fierbe foarte bine, după care ultima dată se adaugă un cimbru, sare și este rezultă tocanul nostru tradițional, ciobănesc, care toată lumea îl știe, de zona submontană, procedeul ăsta este cunoscut. Ciobanii spun că sunt multe greutăți pe care le întâmpină în creșterea animalelor, dar atunci când faci totul cu pasiune, merită orice. Se păstrează tradiția. Săptămâna aceasta i-a găsit pe cei de la Alde Bălești în mijlocul oamenilor. Așa cum au obișnuit în fiecare an, toate doamnele și domnișoarele au primit în dar mărțișoare, felicitări și sincere urări de la mulți ani. O primăvară frumoasă și la mulți ani a fost mesajul transmis toată săptămâna în toate satele componente tuturor femeilor. Este o acțiune făcută în cinstea doamnelor și domnișoarelor din comuna Bălești. Am ieșit să le zicem la mulți ani, să le dăm un mărțișor, o felicitare și să le urăm o primăvară frumoasă și să fie alături de noi, că anul 2016 e un an al schimbării. Se poate interpreta că e campanie electorală și faceți acțiunea pentru campanie electorală. Nu este o campanie electorală. Noi am făcut și anul trecut acțiunea asta și cu 2 ani în urmă. Facem mereu lucrurile acestea și nu poate să se considere o campanie electorală. Ați împărțit în toate satele? Da, în toate satele. Nu am făcut nicio diferență și astăzi încheiem această acțiune. Reprezentanții partidului au oferit doamnelor și domnișoarelor o mică atenție, un simbol al primăverii menit să transmită toate gândurile frumoase la începutul unui nou anotimp. Păi, acțiunea a avut loc în toate satele, mai avem Văiniceștiu, este o acțiune pe care o facem în fiecare an și nu are tentă politică deocamdată. Deci este o acțiune ca să aducem bucurie în inimile doamnelor și domnișoarelor din comuna Bălești. Încercăm prin acest mic cadou pe care îl oferim să le aducem un zâmbet pe buze de la început de primăvară. Ce v-au spus doamnele, domnișoarele? Surprinse de gestul dumneavoastră? Sunt foarte surprinse de gestul pe care l-am făcut. Reprezentantele sexului frumos au apreciat gestul și au spus că acțiunea a fost binevenită. Mulțumesc! Cum vi se pare acțiunea? Am o părere foarte bună. Mi se pare frumos. Da? Da, din partea... Primăvara, 1 martie? Da. Să trăiești la mulți ani, mă scrieți. Mami, tu ai primit mărțișor? Mulțumesc! Cei de la Alde Bălești spun că în fiecare an au marcat începutul primăverii prin astfel de acțiuni dedicate femeilor.
Gorjenii care vor merge să se plimbe de-a lungul râului Jiu vor avea parte de o surpriză neașteptată. Un stol de lebede s-a instalat pe cursul râului, chiar în zona barajului din zona de nord a municipiului Târgu Jiu. Nu este pentru prima dată când lebedele pot fi zărite pe apele Jiului. Lebedele sunt printre cele mai mari păsări de apă care zboară, membrii unor specii ajungând și la 15 kg. Câteva exemplare pot fi văzute zilele acestea de-a lungul râului Jiu, alături de rațe sălbatice și pescăruși. Apariție încântătoare pe râul Jiu. Mai multe lebede au poposit aici datorită vremii frumoase. Numai în zona barajului am găsit 4 exemplare. Lebăda este simbolul purității, al virtuții și al fidelității. Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul Accent TV. Rămâneți cu noi, urmează emisiunea Dialog Social. Sunt Andreea Popescu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară cât mai plăcută!